Bine v-am regăsit la Super Pariuri de aici, din Superbet Premium Store. Numărăm zilele până la finalul acestui an 2021 și numărăm și meciurile care ne-au mai rămas până la acest final de 2021. Nu mai sunt multe, dar ceva tot am găsit, ceva tot se joacă, ne salvează. Ca de obicei, ne salvează Anglia. Mâine o să vedeți că ne salvează și Portugalia. Dar până mâine mai avem timp să vorbim. Astăzi ne concentrăm pe două partide din Premier League, și anume pe meciul dintre Chelsea și Brighton și pe cel dintre Brentford și Manchester City. Două meciuri cu o favorită clară, o să vedeți și cotele, dar am găsit câte ceva la fiecare dintre ele, câteva idei să vă oferim la fiecare dintre ele. Începem cronologic, cum facem de obicei, cu meciul dintre Chelsea și Brighton. Începe la 9:30 și îi vedem pe cei de la Chelsea, se joacă pe Stamford Bridge. Cei de la Chelsea sunt favoriți. Nu e rea însă cota, nu e chiar o cotă rea, 1.45 pe un meci al lui Chelsea pe teren propriu. Asta și pentru că vedeți și cota celor de la Brighton. Brighton e în prima jumătate a clasamentului, vine după victorie în etapa sa de Boxing Day. După victorie vine și Chelsea, a câștigat în fața lui Aston Villa, dar echipa lui Steven Gerrard, care n-a fost pe bancă pentru că are COVID, echipa lui Steven Gerrard a condus cu 1-0. Așa că, din punctul ăsta de vedere, starea de spirit a celor două echipe e ok și pentru unii și pentru ceilalți. Bun, hai să vedem ce găsim, ce putem să luăm aici. Vă arătam cota celor de la Chelsea, e ok, dar parcă am putea să găsim, să descoperim, dacă mai săpăm puțin, să descoperim și ceva mai mult, să ne iasă și o cotă ceva mai bună. Ceea ce vedem aici sunt ultimele 15 meciuri ale oaspeților din această partidă, ale celor de la Brighton. 7 la rând sunt aici cu 0-2 goluri. Singurele meciuri de 4 plus, de mai multe goluri pentru cei de la Brighton, au fost cele cu Liverpool și cu Manchester City. Doar că și Liverpool și Manchester City sunt un pic diferite față de Chelsea din punct de vedere al filozofiei, al fotbalului ofensiv pe care îl oferă. Așadar, noi plecând de la acest grafic pe care îl vedeți, în care sunt implicați cei de la Brighton, plecând și de la ceea ce înseamnă Chelsea, ceea ce reprezintă Chelsea și care a tot fost filozofia lui Thomas Tuchel în acest sezon, ne ducem pe victorie a celor de la Chelsea și 0-3 goluri. Așadar, 1 și 0-3 goluri marcate. E o cotă foarte bună, o cotă de 2, crește cota și dacă ați mai scădea numărul golurilor, cota ar crește, sau dacă v-ați duce la un 2-5 goluri, 1 și 2, 5 goluri, atunci cota, fiind ceva mai sigură, ar fi mai mică. Noi mergem însă pe această cotă de 2, victoria Chelsea și 3 plus și 0-3 goluri. Și vă oferim și un super pariu. Aici un super pariu cu o cotă și mai bună, o să vedeți, o cotă de 4-50. Câștigă Chelsea fără să primească gol. A luat un gol cu Aston Villa, dar l-a luat așa cam din greșeală Chelsea. Și cele mai multe goluri marcate în repriza a doua. Cota care ne-a ieșit este de 4.50. Al doilea meci de care ne ocupăm astăzi începe la 10:15, Brentford Manchester City. Ne e foarte greu să găsim, să ne agățăm de ceva însemnând victorii ale lui Manchester City, pentru că vedeți ce cotă are Manchester City. Acum, sigur, surprizele sunt cele care aduc câștigurile însemnate. E o cotă extraordinară pe victoria celor de la Brentford. Dacă vă simțiți inspirați pe acest final de an, de ce nu? Puteți încerca și asta. Doar că Brentford, spuneam și mai devreme, vine după un eșec în meciul cu Brighton, dar în fine, asta e situația. În vreme ce Manchester City vine după acea victorie nebună cu Leicester și e pe primul loc. Pare că a intrat în modulul ăla de siguranță Manchester City, în care a intrat și anul trecut. Odată ce s-a urcat pe primul loc, s-a cocoțat acolo pe prima poziție, greu mai dată deoparte, dată la o parte echipa lui Manchester, echipa lui Pep Guardiola. Ok, atunci
Mergem pe ideea că e mare favorită Manchester City. Cota e mică pe victoria lui Manchester City. Nici victoria la handicap nu e foarte tentantă. La momentul când înregistrăm noi, e cotă la fel de mică, totuși 1.55. Iar Brentford n-a pierdut decât de 3 ori a pierdut, doar de 3 ori a pierdut Brentford pe teren propriu, la diferențe mai mari de 3 goluri, mai mari de 2 goluri. Ok, niciodată n-au fost 3. N-a avut Brentford pe teren propriu înfrângeri la 3 sau mai mult de 3 goluri. Atunci am găsit altceva. Hai să ne uităm pe graficul ăsta și să vedem echipele cu cele mai multe meciuri în Premier League, în care au condus și la pauză și au reușit să câștige și la final. Ei bine, Manchester City e lider și aici, are 12 meciuri în care a condus la pauză și a reușit să câștige și la final, în vreme ce pe graficul nostru Tottenham e abia a cincea, dar după cum vedeți, lupta pentru titlu pare să se dea și aici între Manchester City și Liverpool. Pe asta mergem și noi. Pe victorie, la pauză și la final Manchester City. Așadar, 2 pauză, 2 final. Pe o cotă bună pentru un meci pentru o partidă a celor de la Manchester City, 1.62. Și la superpariuri avem aceeași problemă, aceeași poveste. Greu de găsit cote apetisante la meciurile lui Manchester City. Am găsit una însă cu o cotă, un superpariu, o cotă de 1.90. Manchester City câștigă. Manchester City marchează în ambele reprize. Legată cumva de ideea pe care am avut-o mai devreme. Așadar 1.90 pentru acest superpariu. Și cam asta a fost pentru astăzi. Mai avem o zi. Mâine terminăm cu un super meci din Portugalia. Uite că terminăm anul cu un campionat pe care îl abordăm foarte rar, mult mai rar decât Premier League, de exemplu. Mâine se joacă Porto-Benfica și se mai joacă și alte partide. Până mâine, toate cele bune!